Mai multe persoane au sunat la redacție după ce au fost surprinse de metoda de lucru de care dau dovadă muncitorii care au lăsat nesemnaliza gropile făcute pe asfalt după lucrările pe drumul european 81 între localitățile Sălăjen și Sărmășag. În fericire, nu s-a întâmplat niciun incident rutier, însă muncitorii ar trebui să fie mai profesioniști și să se gândească la faptul că ar putea cineva să-și pierde viața din cauza neglijenței lor. Mulțumim persoane anonime care a trimis imaginile la redacție. Dacă a fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, e-mail zalotv.arongmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0744247263, iar la trefil filmări care vor apărea pe acest site veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.